Asta e de centru, asta vine aici. Ia uite, mamă. Fii atent ce fain e. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Înainte de a începe vreau să vă îndemn să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, iar pentru cei care sunt, vă mulțumesc! Nu uitați să apreciați clipul și să-l distribuiți. În acest fel mă motivați pentru a putea continua cu noi videouri pe placul vostru. Voi începe prin a vă arăta ce am găsit în acest pachet, în mare parte părțile componente ale remorcii. Apoi vă voi arăta pas cu pas etapele asamblării acestei remorci, mai exact Roris 750, reglarea eficientă a frânelor și multe alte sfaturi utile. Remorca este livrată cu subansamble complet asamblate. Acest lucru din punctul meu de vedere reprezintă un mare avantaj. Asamblarea este facilă și presupune doar prinderea și cuplarea subasamblelor cu ajutorul șuruburilor și bolțurilor aflate pe poziția de asamblare a fiecărui subasamblu. Subasamblele sunt următoarele: bena, trenul de rulare, adică roți, punte, suspensie, apoi proțap și suport picioare. Ăsta e proțapul cu sistemul de frână, cu pedala la frână. Ne stai cu picioarele. Și nu în ultimul rând, scaun cu suport scaun. Pasul 1. Pasul 1. Poziția indicată de montaj este cu bena întoarsă cu fața în jos. În acest mod este mult mai ușor de montat trenul de rulare și proțapul. Pasul 2. Desfac șuruburile ce urmează să fixeze trenul de rulare și proțapul. Se eliberează prâghile de acționare frână, care sunt prinse în spatele șuruburilor pentru a nu se deforma la transport. Se basculează sistemul de pârghii ce acționează frâna spre față. Pasul 3. Se poziționează trenul de rulare și se fixează de bena prin intermediul arcului lamelar, fixând cu șuruburi și piulițe urechile acestuia de bridele bene. Acum. Hai. La mine e, la tine e. Asta e bucșa. Vezi? Deci îl băgăm și pe din partea aia. Și acum trebuie așa. Sau invers, ăsta așa invers. Și o șaibă. Gata. Uite așa. Șaiba și plintul. Una. Prima, urmează și a doua. Uite așa. Ha? Se strâmbăm. Un crac. Uite așa. Hai să strângem șuruburile ăștia de mari. Am avut de ceva vreme în plan acest video, numai că în ultimul timp sunt foarte aglomerat. Ce trebuie să ținem cu cheie? Consider că este nevoie de un video ca acesta, în special pentru toți cei care doresc să-și cumpere o remorcă sau care deja au cumpărat-o și nu știu cum să o asambleze, să regleze frânele și alte detalii importante. Ăștia-s bride. Când o iei nouă și o asamblezi, trebuie să iei fiecare șurub în parte să-l strângi. Că ele nu vin strânse la maxim. Deci e gata. Asta-i strânsă. Perfect. Asta-i strânsă. Asta toată-i strânsă. Pasul 4. Se poziționează proțapul și se fixează de benă cu șuruburi și piulițe.
astăzi. Pasul 5. Se conectează sistemul de pârghii, ce acționează frâna și se reglează astfel încât roțile să se rotească liber și lejer când nu este acționată pedala de frână și să se blocheze la acționarea pedalei. Asta e de centru, asta vine aici. Așa. Păi da, punem întâi la roți. Nu e pe liber, da? Îi băgăm șaiba, că de aia sunt șaibile ăștia. Așa. Asta o dată, facem și pe cealaltă. Așa. După cum se poate vedea, la început nu reușeam să ajungem cu pârghia centrală în zona de prindere, însă după câteva încercări am găsit rezolvare la dilema avută. Tot ce trebuia să facem era să ducem mai aproape sub bordul de picioare până ce pârghia centrală ajungea unde trebuie, iar acest lucru l-am făcut prin desfacerea piulițelor și scoaterea șuruburilor, iar apoi decât am mișcat suportul pentru picioare în zona dorită. Odată ce întregul sistem de frânare a fost montat, a urmat reglarea acestuia. Reglarea, după cum am analizat-o noi, se face prin întoarcerea remolcii cu fața în jos, în acest timp roțile fiind suspendate în aer, exact cum se poate vedea și în acest video. După se reglează pe fiecare rotă în parte, dar totodată reglarea să fie aproximativ egală pentru ambele roți și în același timp se probează constant. Alminteri, când o să se pună frâna, este posibil ca una din roți să fie mai slăbită și să nu prindă, iar cealaltă să fie prea strânsă încât o să meargă înfrânată în mers. Recomand atenție sporită. După cele două reglaje la roți, exact cum am descris anterior, se reglează pedala frânei de picior cu o cheie de pași pe slăbești sau strângi după caz. Același procedeu se aplică și în cazul frânei de mână. La fel, slăbești sau strângi în funcție de eficiența dorită a frânei. Vă mai recomand să luați la verificat fiecare piuliță în partea remorcii înainte de a pleca cu ea la drum. Acest lucru este pentru a preveni eventualele probleme ce ar putea să apară. Pasul 6. Pasul final. Se întoarce remorca în poziție normală și se montează suportul de picioare și scaunul. În această cutie a venit scaunul și suportul de scaun plus câteva accesorii. Cutia de scule. De sus scaun. Acum mai mult se bagi. Da, aici chiar că bag toate cheile. Au loc chei și șuruburi la zi. Care vine prinsă pe proțap. Nu. Așa, și ăsta. Care face să-l punem așa de probă, știi? Nestrâns. Cam așa. Ăsta. Să-i desfacem și spătarul. Ia uite, mamă. Fii atent ce fain e. Asta e numai bun pe șalele mele, ia uite. Dacă aveți întrebări legate de acest video sau idei pentru noi videouri, vă aștept jos în comentarii. Asta este. Prindem prima dată pe ăștia două. Alegem în față. Stas. Pentru a mă motiva în a face noi videouri din ce în ce mai bune, apăsați butonul de like, distribuiți acest clip și nu uitați să vă abonați. Cu voi a fost Marian Cernea, până pe data viitoare, toate cele bune!